În 2018, elevii botoșeneni învață în școli potrivite evului mediu. Investițiile în infrastructura școlară încep să iasă din dezmorțire, dar sunt atât de multe deficiențe încât este nevoie de ani pentru a fi remediate. Cândva inspector școlar general, astăzi profesor și membru de partid, Adam Acovei a făcut un bilanț al școlilor fără autorizații. În anul trecut, 8 școli și grădinițe au obținut autorizare pentru funcționare, peste 160 rămân în continuare fără funcționare, fără autorizația de funcționare din partea DSP sau pentru situații de urgență. Asta înseamnă că ne mai trebuie vreo 20 de ani de guvernare PSD-istă pentru îndeplinirea programului din perioada 2016-2020. Adam Acovei a aplaudat construcția unei grădinițe la Broscăuți, dar a ținut să menționeze faptul că este ridicată în comuna condusă de un primar PSD. Dar în același timp, la Ungureni, un primar PNL are o situație nemai întâlnită, un cămin cultural foarte vechi în care învață 40 de copii în două schimburi, cu tavanul din placaj și instalația electrică defectă, evident, toaletă în curte și toate celelalte. Pe lângă problema infrastructurii școlare, o situație rușinoasă o reprezintă și lipsa manualelor și mai ales erorile apărute în părțile de pe care ar fi trebuit să învețe copiii. Ne aflăm pentru al 6-lea an consecutiv în situația în care nu sunt manuale pe bănci la începutul anului școlar, nici măcar la clasa pregătitoare, nici măcar la clasa 1, n-a existat, cred că, niciodată, nici atunci când erau manualele scrise de mână, o asemenea situație, cu atâtea greșeli manualele care au fost tipărite, dar care, bineînțeles, că au ajuns în județele vecine, la Suceava, la Iași, la Botoșani, nu au ajuns. Fostul inspector școlar susține faptul că actualii șefi ai inspectoratului școlar au mințit în privința posturilor vacante, iar că din cele 1000 anunțate au fost posturi cu o oră sau două, cele mai multe în mediul rural. În atare condiții, cadrele didactice au refuzat să se deplaseze la distanțe considerabile pentru a preda o singură oră sau două într-o săptămână.